azi miri, stimate familii Mihailă și Lupancu, dragi nuntași, Biserica Domnului, ori de câte ori suntem la o nuntă ca și astăzi, fiecare dintre noi retrăim momentele propriei nunți sau medităm la viața personală de familie. Este ușor să creăm evenimente pentru că ele încep și se termină imediat. Durează o zi, cel mult două sau trei, însă viața nu e un eveniment, viața este un proces. Procesele sunt dificile, fiindcă durează zeci de ani și nu este ușor să faci zeci de ani ceea ce trebuie. Astăzi, la nunta lui Alex și Ana, la nunta acestor doi tineri alături de care suntem noi toți, să onorăm sărbătoarea lor, începutul vieții lor de familie, să cinstim pe părinții lor pe care îi cunoaștem, pe care îi respectăm, față de care avem apreciere pentru ceea ce au făcut în viață, pentru ceea ce au făcut în Biserica lui Dumnezeu, în Împărăția lui Dumnezeu. Ei trăiesc printre noi, ne bucurăm în această comunitate în care ne-a așezat Dumnezeu, care comunitate reclamă, cere dăruirea, respectul și dragostea fiecăruia. Dragă Alex și Ana, astăzi la nunta voastră aș vrea să predic despre familia cu trei case, pornind de la un text pe care Pavel îl scrie în scrisoarea trimisă bisericii din Efes, unde în capitolul 3, versetele 14 și 15, el scrie următoarele cuvinte. Iată de ce zic, îmi plec genunchi înaintea Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage numele orice familie în ceruri și pe pământ. Orice familie în ceruri și pe pământ. Cel mai frumos loc pentru fiecare dintre noi este acasă. Atunci când un om nu mai prețuiește acasă, nu mai este frumos acasă, omul acela e un om nefericit. Pentru că singurul loc unde ești primit cu brațele deschise, unde ești iubit și înțeles, unde ești apreciat, chiar dacă oamenii nu văd nimic de apreciat, este acasă. Dumnezeu a lăsat pentru fiecare dintre noi un acasă, un loc unde să ne putem descărca poverile, unde să primim asigurarea că suntem importanți măcar pentru cineva, dacă nu pentru toată lumea. De fapt, căsătoria nu este altceva decât să găsești o persoană pe care o iubești așa cum este. Și atunci, toată această frumoasă poveste se numește acasă. Cine are o casă este un om fericit. Cine are două case este un om realizat. Cine are trei case este un om bogat. De obicei, din punct de vedere al predicii mele, ateii au o singură casă. Oamenii religioși au două și oamenii duhovnicești au trei. De aceea, la nunta acestor doi duhovnicești tineri, vreau să vorbesc despre familia cu trei case. Atunci când un om are două sau trei case, cel mai probabil că va investi diferit între ele, de la una la alta. Fiind la nunta la doi creștini născuți din nou, îmi asum faptul că și ei au trei case. Casa unde locuiesc, locuința lor, un apartament, o casă, ceva cumpărat sau cu chirie, este casa unde vor trăi, pentru o vreme sau pentru întotdeauna. Aceasta este locuința. Are o adresă și de obicei toate scrisorile se duc acolo. Mai au încă o casă, casa în care se închină, și aceasta este biserica. Pentru ei este biserica aceasta. Aici nu le vin scrisorile, merg la locuință. Aici vin pentru un alt motiv. Aici nu vin să doarmă, nici să mănânce. Aici vin pentru un alt motiv. Aici vin să se închine. Casa aceasta are o altă destinație. Ce trist este să le amesteci. A treia casă este casa veșnică. Este cerul. Este un loc la care Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, lucrează încă. Nu știu ce mai are de făcut, probabil ultimile finish-uri, dar încă lucrează. Cu 2000 de ani în urmă, înainte să se despartă de ucenici, s-a uitat la el, la ei și le-a spus: să nu fiți dezamăgiți că eu o să lipsesc,
dar mă duc să vă pregătesc o casă. Când o să termin casa aceasta, o să mă întorc, o să vă iau cu mine și o să vă duc acolo. Veșnic o să fim în casa aceea, voi și eu, cei pe care iubesc și cei care mă iubesc. Acesta este cerul, aceasta este casa veșnică. Scopul meu este dublu în prezentarea acestei predici. Primul scop este să conștientizăm că orice om născut din nou are trei case, una unde locuiește în viața umană, alta unde se închină în viața umană și o a treia unde locuiește și se închină în viața veșnică. Vreau să remarc faptul că viața de familie este doar în casele de pe pământ, în casa unde locuim și în casa unde ne închinăm. În casa veșnică, cerul, nu mai există familie. Acolo nu mai facem nunți, nu mai facem binecuvântări, nu mai facem botezuri, nu mai facem înmormântări. Pe acestea le facem aici, bine sau rău. Acolo sărbătorim. Acolo ne închinăm. Însă pentru a ajunge acolo, trebuie să fim credincioși unui Dumnezeu care ne iubește. Până când vom ajunge acolo, trebuie să ne manifestăm această credincioșie. Al doilea scop este să identificăm pentru care dintre cele trei case avem mai mult interes și mai multă disponibilitate. Pentru că, de fapt, aici apare marele risc. Să ai trei case și să te îngrijești doar de una, iar celelalte două să fie aproape dărâmate. Sau să ai trei case și să te îngrijești doar de două, iar cealaltă aproape stă să cadă. Înțelepciunea care vine de sus pentru un om care a intrat în împărăția înțelepciunii este să înțeleagă că are trei case fără dreptul de a alege sau selecta. Casa unde locuiește și acolo sunt responsabilități diferite. Casa unde se închină și acolo sunt responsabilități diferite. Și casa veșnică, acolo unde ne vom închina pentru eternitate. Luându-le pe rând, în timpul pe care îl avem la dispoziție, cu această ocazie anunții lui Alex și Ana, aș vrea să vorbesc despre prima casă și de departe, prima casă, deși este în ordine inversă, prima casă este cerul. Aceasta este casa lui Dumnezeu și este casa noastră. Aceasta este casa pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru noi. Cerul este o casă veșnică și nimeni nu o poate avea fără să o dorească, fără să o caute și fără să o merite. Știu că pentru evanghelici a merita cerul sună ciudat, pentru că de fapt noi nu merităm nimic. Însă atunci când spun că merită, mă refer la meritul Domnului Iisus, pe care ei îl primesc în inima lor prin credință. Aș vrea să subliniez câteva aspecte din fiecare casă. Primul dintre ele, uitându-ne la casa de sus, mai întâi într-o mică paranteză. De ce am pus casa din cer, fiind ultima așezată în timp, prima? Pentru faptul că cine nu iubește cerul, în primul rând, nu poate să-l aibă în al treilea rând. Cine nu iubește cerul înainte să-și iubească familia și înainte să iubească biserica, nu poate să aibă cerul niciodată. Cerul îl are cineva doar dacă îl iubește înainte de orice altceva, la început Dumnezeu, nu la început familia și nici la început biserica. Relația spirituală personală cu Dumnezeu este prima prioritate pentru un om născut din nou. Dumnezeu este mai scump decât membrii familiilor noastre și este mai scump decât oamenii din adunarea unde noi ne întâlnim să ne închinăm. În primul rând Dumnezeu, apoi importantă este familia noastră, mai înainte de biserică și apoi importantă este biserica, locul unde ne închinăm. De ce este familia mai importantă decât biserica? Pavel, scriindu-i lui Timotei, ca să fixeze în mintea lui această ierarhie a priorităților, îi spune: dacă cineva nu iubește pe cei din casa lui, este mai rău decât un necredincios. Uneori, noi părem mai credincioși la biserică,
în timp ce ne terorizăm oamenii din familie, pentru că la biserică 2 ore într-un serviciu divin e ușor să ne luăm costumul, cravata și să pozăm în oameni evlavioși, să ne punem cordeluța și să venim la biserică. Însă atunci când mergem acasă, ne transformăm în niște producători de nefericire. Cerul rămâne prima casă și cine nu iubește cerul, nu-l va putea avea niciodată. Casa cerească este făcută de Domnul Iisus. Știm în adevăr, spune Pavel în 2 Corinteni 5:1, că dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, adică dacă murim, moartea biologică, avem o clădire în cer la Dumnezeu, avem o casă. Alex și Ana, noi avem o casă la Dumnezeu, nu trebuie să o închiriem. Hristos ne-o va oferi gratis pentru că-L iubim, pentru că-L slujim și pentru că-L urmăm. Noi nu suntem ipocriți cu această dedicare față de Dumnezeu. Noi suntem sinceri și consacrați în această iubire. Noi jertfim tot ce suntem și avem de dragul Domnului nostru Iisus Hristos. El este persoana iubită ființei noastre și noi îl urmăm cu toată puterea ființei noastre. Dimineața când ne trezim e prima persoană cu care vorbim și seara înainte să ne culcăm e ultima persoană cu care vorbim. El este Domnul. Noi ne luptăm pentru ca să fim fideli față de El, să nu fim infideli, să nu-L trădăm și să nu-I oferim doar locul 2 sau 3, pentru că așa încerca să facă Eva și Adam și atunci Dumnezeu a plecat din viața lor. Dumnezeu nu stă niciodată pe locul 2 în viața unui om, indiferent cine este pe primul. Eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce să vă pregătesc un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, pentru că acolo unde sunt eu, acasă în cer, să fiți și voi. Ioan 14, versetele 2 și 3. În casa cerească intrăm prin credință, prin pocăință și prin puritate, prin sfințirea vieții. Citim în Scriptură, nimic întinat, nimic impur, lipsit de puritate, nimic nu va intra în ea, nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună, ci numai cei al căror nume este scris în cartea vieții. Oamenii care vor merge în casa cerească sunt cei care au numele scris în cartea vieții, iar cei care au scris numele în cartea vieții nu trăiesc în spurcăciune și în minciună, ci au o viață de puritate. Casa cerească este eternă. Dintre cele trei, numai casa cerească este eternă. Familia mea nu este eternă. Nu știu cât o să mai stau pe aici împreună cu Carmen. Nu știu cât o să mai stați dumneavoastră alături de tovarășul de viață. Noi suntem trecători, pasagerii pe scena vieții umane. Nu știm cât mai stăm în biserică, probabil cât stăm și în familie, dar în ceruri vom trăi veșnic. De aceea îl iubim pe Dumnezeu, de aceea nu ne temem de moarte, fiindcă moartea nu ne duce nicăieri în neființă, ci moartea ne duce într-o casă care este veșnică. De aceea moartea nu ne sperie. Biblia ne spune următoarele cuvinte. Știm în adevăr că dacă se desface casa pământească a acestui corp, avem în cer o clădire de la Dumnezeu, o casă care nu e făcută de mână de om, ci este eternă, 2 Corinteni 5:1. Cerul este casa lui Dumnezeu pregătită pentru oameni sfinți și pentru familiile sfinte. Nu va avea parte de cer la revenirea Mântuitorului cineva care nu are interes pentru această casă. Numai cine o iubește mai mult decât propria lui casă în care locuiește și decât propria lui casă în care se închină, o va avea. Cerul nu este o casă de mâna a doua. Cerul trebuie să fie pe primul loc sau nu este pe niciun loc. A doua casă despre care vreau să spun 2-3 vorbe, este casa unde locuim. Este familia noastră, acolo unde dormim noaptea, unde mâncăm, unde avem părtășie cu membrii familiei, unde ne creștem copiii. Aceasta este casa cu partenerul nostru, în timp ce prima este casa cu Dumnezeul nostru. Aceasta este singura casă dintre cele trei unde noi avem dreptul să alegem cu cine stăm. La biserică nu alegem cu cine stăm. Dumnezeu l-a chemat pe fratele David, pe fratele Viorel, pe frații ceilalți, pe dumneavoastră, să fiți alături de mine în casa lui Dumnezeu. Și Dumnezeu m-a chemat pe mine să fiu alături de ei și alături de dumneavoastră. Nu ne-am ales unul pe altul. Noi nu avem posibilitatea să ne selectăm aici.
Nici în cer nu o să avem posibilitatea să ne selectăm. Aici nu facem noi regulile și nici în cer. Acasă da. Fiecare băiat are dreptul să-și aleagă o fată și prin legământul căsătoriei să-i devină soție. Poate să aleagă blondă sau brunetă. Până o alege, poate să aleagă. După ce a ales, poate doar să coabiteze, adică să trăiască cu ea și cu el, indiferent de ce se întâmplă până la capăt. Am spus, indiferent de ce se întâmplă. Cine îl iubește pe Dumnezeu, îi va respecta cuvântul. Cine își permite să calce cuvântul lui Dumnezeu, calcă peste Dumnezeu și peste onoarea sa. Și aceasta este o dovadă maximă și obraznică de infidelitate și de trădare față de Dumnezeu. Și cine face așa, va fi scos din prezența lui Dumnezeu. Atunci când vorbim despre familie, noi vorbim despre lucrurile pe care Dumnezeu ni le-a spus în Biblie. Și aici există totuși o excepție care este menționată în Matei 19. Eu nu vreau să vorbesc despre lucrul acesta, fiindcă intenția mea nu este să vorbesc în ce situație divorțul este o opțiune pe care totuși nimeni nu ar trebui să o aleagă. Am vrut numai să menționez într-o paranteză acest amănunt. Atunci când vorbim despre viața de familie, trebuie să subliniem că Biblia ne spune următoarele lucruri. În viața de familie, de asemenea, trebuie să existe anumite caracteristici care dau forță familiei. Altfel, coabitarea, trăirea împreună sub același acoperiș, nu se numește familie. Credința este unul dintre ele. Dacă ne uităm în Scriptură, o să descoperim următoarele cuvinte. Au ajuns în casa fruntașului sinagogii. Acolo Iisus a văzut zarvă, a văzut mișcare și pe unii care plângeau și se tânguiau mult și le-a zis, de ce nu credeți? Uneori în casele noastre există zarvă și există plâns. Nu putem evita plânsul, zarva putem. Dar atunci când vine zarva pentru că nu suntem atenți și plânsul pentru că așa îngăduie Dumnezeu, rămâne o singură soluție, să crezi că cel care face rana o și vindecă. Să crezi că cel care te lasă să cobori în groapă va întinde mâna după tine și te va scoate. Să crezi că cel care nu are limite ca și noi amândoi poate să inițieze o încercare prin care te crește sau poate să îngăduie o nenorocire din care te va scoate când vede că nu mai poți. Dacă vei avea putere să te încrezi în El, El va avea putere să-ți onoreze credința și să te țină cu picioarele pe un loc stabil, pe stâncă. Un al doilea lucru indispensabil în casa unde locuim și primim scrisorile este unitatea. Scriptura spune în Marcu 3:25, dacă o casă este dezbinată împotriva ei înșiși, casa aceea nu poate dăinui. O casă poate să-l aibă dușman pe primar, poliția, armata, vecinii, rudele sau prietenii, dar dacă soțul și soția nu se înțeleg, s-a terminat. Nimeni nu poate să distrugă o familie atâta timp cât sunt îmbrățișați și își dau viața unul pentru altul și amândoi pentru Hristos. Dar când el cu ea își dau drumul din brațe și se întorc spate la spate, își arată fiecare dinții și ambiția și vrea să demonstreze care e mai grozav și se întrec în merite, spunându-i celuilalt ești inferior, că eu am salariu mai mare, că eu sunt mai înalt, că eu am școală mai multă, că... și lista continuă. Atunci familia aceea s-a terminat. Nu poți găsi mai multă nefericire până la capătul pământului decât acolo. Pentru că unde iubești, ești cel mai vulnerabil. Unde ești indiferent, ești cel mai protejat. Familia este locul celei mai adânci vulnerabilități, pentru că iubim. Și cine îți poate face rău, este persoana care te iubește. Iar răul făcut de persoana care te iubește este cu mult mai mare decât răul pe care ți-l pot face toți oamenii de pe pământ. Integritatea este a treia caracteristică a locului unde locuim, a casei de acasă. De aceea pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care și-a zidit casa pe stâncă. Oamenii știu, dar nu fac. Oamenii știu că nu-i voie să înjure și unii înjură. Unii știu că trebuie să iubească, dar nu iubesc. Unii știu că nu trebuie să mintă, dar mint. Unii știu că nu trebuie să fie infidel, dar sunt.
Unii știu că după ce te-ai căsătorit, trebuie să te separi de tată și de mamă și să trăiești în părtășie cu soțul și cu soția, pe care să-l și să o iubești. Dar nu toți, deși știu, fac asta, pentru că e o chestiune de integritate. Mulți nenorocesc pe mulți, pentru că se căsătoresc, dar nu știu să fie căsătoriți. Alex și Ana, oamenii aceștia, aceste două perechi care s-au încărcat de emoție mai mult decât noi toți la un loc, au investit în voi. Oamenii aceștia au fost cu voi la spital atunci când cineva venea pentru 5 minute și pleca, ei au dormit acolo. Oamenii aceștia s-au rugat ca nimeni altul, oamenii aceștia v-au vegheat, oamenii aceștia și-au dat tot ce au avut pentru voi. De aceea astăzi ei primesc meritele și recompensa acestei sărbători, pentru că ei au creat-o. Voi sunteți investiția lor în harul lui Dumnezeu. Ei au avut misiunea încredințată de Creator să vă nască, să vă crească, să vă educe și să fiți ceea ce sunteți astăzi. Să nu-i uitați niciodată, o să vă separați de ei, dar să nu vă izolați. Ascultați-mă, izolarea față de părinți atrage blestemul lui Dumnezeu. Încă o dată repet asta, ca să audă și cei ce vor și cei ce nu vor. Izolarea de părinți atrage blestemul lui Dumnezeu, știu asta din carte. Biblia spune, cinstește pe tatăl și pe mama că te premiezi de două ori. Veți trăi multe zile pe pământ și doi, veți fi fericiți. Nu vor trăi multe zile pe pământ și nu vor fi fericiți oamenii care nu-și recompensează părinții cinstindu-i. Nu trebuie să-i mai ascultați cum i-ați ascultat până acum. Până acum ei au spus, obligatoriu vii la 10 acasă. Acum voi amândoi o să hotărâți dacă vă întoarceți la 10 sau la 11, dar trebuie să-i cinstiți. O să aveți o casă cu regulile voastre, dar trebuie să cinstiți. Știu că vă separați de dumnealor, că o să aveți propria casă, dar să nu vă izolați de dumnealor. Din integritate, din omenie, din demnitatea voastră de oameni să vă cinstiți părinții. Pentru că dacă nu vă cinstiți părinții, sunteți mai jos decât cel mai jos loc. Responsabilitatea este o altă caracteristică a casei unde trăiesc doi oameni cu trei case. Și Scriptura spune, eu îl cunosc și știu care să poruncească fiilor lui și casei lui după el, să țină casa Domnului, să țină calea Domnului, făcând ce e drept și bine, pentru ca astfel să împlinească față de Avram Domnul ce i-a făgăduit. Și un alt text, pe primul a fost din Genesa 18, al doilea din Evrei 11. Prin credință Noe, când a fost informat, Cornilescu spune înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau și plin de o teamă sfântă a făcut un chivot ca să-și scape casa. Prin ea el a osândit lumea și a ajuns moștenitor al neprihănirii care se capătă prin credință. Este responsabilitatea voastră să o iubești pe această fată care va deveni soția ta în câteva clipe. Când merită și când nu merită trebuie să o iubești. Iubirea nu-i condiționată. Când meriți și când nu meriți, bei apă. Când meriți și când nu meriți, mănânci. Când meriți și când nu meriți, dormi. Când meriți și când nu meriți, nevoile fundamentale ale vieții ți le împlinești. Nevoile nu depind de merite, de zi, de noapte. Nevoile-s nevoi, trebuie. Ești obligat să o iubești pe soția ta. Ana, ești obligată să te supui soțului tău, respectându-l, onorându-l, stimându-l, încurajându-l prin dragostea ta, să nu-l subapreciezi, pentru că îl frângi. Un bărbat subapreciat se frânge. Este ciudat că masculinitatea este puternică, dar este ciudat pentru că, deși un bărbat este puternic din punct de vedere fizic, emoțional, el are nevoie să fie încurajat de complimentele soției. Dacă tot timpul îi vorbești negativ și iei orice merit care l-are, atunci să știi că îi vei frânge aripile și vei avea lângă tine pe cineva care nu mai poate să zboare. Îl vei transforma într-o victimă cu care vei face ce vrei, îl vei manipula la nesfârșit. Dă-i aripi acestui bărbat. Vorbește despre calitățile lui, încurajează-l. Când vorbești despre defectele lui, să vorbești cu mare grijă, să pregătești terenul, să vorbești foarte rar despre asta, pentru că lucizi. Trebuie să înveți cum este un bărbat. Un bărbat nu e ca o femeie, e foarte diferit. De aceea Biblia numai despre femeie spune că poate să-și distrugă casa, despre bărbat nu spune. Bărbatul nu poate să-și distrugă casa decât prin infidelitate, dar femeia poate să-și distrugă casa prin neînțelepciune, printr-o gură spartă, fără limite, printr-o atitudine de mahalagie, adică de femeie fără caracter,
care toată ziua se ceartă și țipă și nu are limite. Învață să respecti soțul, învață să-ți iubești soția, învăța să trăiți împreună și să-L păstrați pe Dumnezeu și binecuvântarea în casa voastră. În casa voastră nu există pastor, eu nu fac regulile acolo, nu există dirijori, nu El cântă acolo, voi trebuie să cântați și voi faceți regulile. Prioritatea este o altă caracteristică. Iisus, când a ajuns la locul acela, și-a ridicat ochii în sus și a zis: Zacheie, dă-te jos din grabă, că astăzi trebuie. Auzi, Alex, nu mâine, te rog frumos. Ana, nu poi mâine, astăzi Hristos a spus. Asta înseamnă prioritate. Pe Hristos nu-L primești mâine. Astăzi îl primești pe El. Astăzi te rogi, astăzi citești Biblia, astăzi postești, astăzi îl onorezi, astăzi te închini. Cu Hristos, astăzi. Asta este prioritate. Oamenii din nou au priorități. Ospitalitate. Pe când era pe drum cu ucenicii săi, Iisus a intrat într-un sat și o femeie numită Marta l-a primit la biserică. O femeie numită Marta l-a primit la restaurant. Nu, am greșit de ambele dăți. O femeie numită Marta l-a primit acasă, acolo unde primește scrisorile. Acasă este locul unde, atunci când e nevoie, primiți și pe alții să doarmă, că n-au unde. Dacă vreodată voi întreba în biserică cine poate să primească un musafir, sper să nu uit, o să mă uit la voi și o să vreau să spuneți: noi. N-avem decât două camere, dar una o să-i o dăm lui. Eu călătoresc mult. Știți de câte ori am dormit în dormitorul altora în timp ce ei au dormit pe sofă, în bucătărie sau în living room? N-am să pot uita onoarea pe care mi-au dat-o oamenii aceia, chiar dacă dormitorul lor nu arăta bine. Era dormitorul lor personal, au ieșit din el și mi l-au dat mie ca să mă simt bine. Nu poți să uiți oamenii ăștia niciodată și nu-i uită nici Dumnezeu, și asta este important. Comunicare, comunicare de calitate mă refer, că și cearta tot comunicare este. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus și a stat la mijloc. Și știți ce le-a spus? A vorbit cu ei. Și știți cum a început să vorbească? I-a salutat. Asta e o dovadă de omenie. Și le-a spus: pace. Ori de câte ori vă veți întâlni unul cu altul, să vă salutați și să vă pupați. Să vă îmbrățișați, să vă mângâiați, să vă dați atenție unul altuia, că trăiți într-o lume rea care vă rănește, care vă întoarce spatele, care vă spune că sunteți urâți și nu sunteți buni de nimic. Voi, când vă întâlniți, să spuneți unul altuia: ești cel mai frumos și ești cea mai frumoasă. Voi să vorbiți unul cu altul, să vă băgați în seamă. Hristos a mers la ucenici și avea motive să fie supărat pe ei, dar n-a fost, și le-a spus pace. I-a salutat. Atunci când ai ceva cu cineva, nu înseamnă că nu-l saluți, că dacă așa faci, atunci crede-mă că n-ai decât o casă. Respect. Omul acesta era cucernic și temător de Dumnezeu împreună cu toată casa lui. Înseamnă că era amabil, era respectos, era bun la suflet. Mi-am notat multe lucruri, dar nu m-am gândit că nu o să am timp să le spun. Așa că o să închei spunând despre a treia casă. A treia casă este aceasta. Este casa unde vă închinați, este casa unde v-ați cununat, unde ați fost binecuvântați, unde v-ați botezat. Aceasta este casa cu sfinții. Aceasta este casa lui Dumnezeu de pe pământ. Este locul unde ne pregătim pentru cer. Aici, când vorbim despre casa aceasta, vorbim despre prezență și despre punctualitate. El le-a zis: de ce m-ați căutat? Nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? Când ar trebui să fii în casa tatălui tău? La 9 fără 5? Nu la 9 și un sfert, nu. Când ar trebui să fii la casa lui Dumnezeu? Duminica dimineață și seara. Nu se poate doar seara, nu. Hristos a mers când a trebuit și s-a mirat că oamenii îl căutau în altă parte. A spus: voi nu știați că pentru mine e principiu? Ce rost are să mă căutați duminică dimineața la stadion? Nu merg duminică dimineața la stadion. Duminică dimineața sunt la biserică, prezență și punctualitate. Casa aceasta reclamă aceste considerente. 2. Rugăciune. Iisus le-a zis: este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune. Am remarcat în anumite întâlniri, mai ales unele unde se strâng credincioși de peste tot, că atunci când se face o chemare,
Dacă vrea cineva să se predea Domnului sau dacă vrea cineva să și reconsidere întâlnirea cu Dumnezeu sau să se dedice pentru slujire și spunem, haide să ne rugăm cu biserica în timp ce oamenii care vor să facă asta să vină în față. Am văzut zeci la întâlniri mari, mai sute de oameni născuți din nou care stau așa cu ochii deschiși și se uită să vadă. Ascultă-mă, nu te supăra că te întreb, cam ce vrei să vezi? Niște oameni care vin să se întâlnească cu Dumnezeul lor. Nu crezi că ar trebui să te rogi atunci? Casa aceasta nu este să te uiți pe pereți. Casa aceasta este o casă de rugăciune. Profită că ai ocazia să te poți ruga, că ești un muritor plin de datorii și de necazuri. Te doare burta, genunchiul, capul, te dor multe lucruri, roagă-te. Ai copii care nu te ascultă, roagă-te. Ai datorii pe care nu le poți plăti, roagă-te. Trăiești într-o lume vulnerabilă, într-o lume în care președintele și senatul a distrus țara, roagă-te. Trăiești într-o lume care e amenințată de bombele lui Putin, roagă-te. Am venit aici să ne rugăm. Nu se roagă lumea, se roagă biserica. E mandatul ei, e o casă de rugăciune. Nu trebuie să facem altceva. Apreciere. Și găseau astfel o pricină de potignire în ieri, dar Iisus le-a zis, nicăieri nu e prețuit un proroc mai puțin decât în patria lui. Când citesc acest cuvânt, știți ce înțeleg? Mă gândesc că știți. Înțeleg ce scrie. Un proroc nu e prețuit în patria lui. Adică Domnul vrea să-mi spună mie că eu ca slujitor nu voi fi prețuit în patria mea? Așa scrie Biblia. De aceea este nevoie. Cuvântul acesta nu e în Biblie pentru că trebuie, ci e în Biblie că din nefericire e o realitate. Ne permitem și ne cunoaștem prea mult ca să ne mai respectăm. Dacă vine un musafir, specialistul e din alt oraș, că nu știm defectele. Dar pe ale noastre le cunoaștem, că trăim împreună de atâția ani și mai ales dacă ne ocupăm cu treaba asta, evidența e în buzunar. Oamenii ai lui Dumnezeu, casa aceasta e o casă unde trebuie să ne respectăm, dar în urma disciplinei spirituale, că dacă suntem în fire, nu există așa ceva. Alex și Hana, am vrut să vă spun astăzi următoarele lucruri. Sunteți o familie cu trei case. Una este unde veți primi scrisorile și unde veți dormi noaptea. Să faceți locul acela frumos. Alta este aici unde veniți să vă închinați, să vă închinați bine. Și alta este unde vom merge împreună atunci când va suna trompeta. Nu fratele Remus și fratele Dan Muncaciu și nici fanfara, ci un înger al Domnului, căruia Domnului va porunci, sună că mă duc să-mi iau mireasa. Atunci noi vom fi îmbrăcați ca tine, frumos, albă ne va fi haina sufletului și ne vom întâlni cu el. Și cum vă țineți voi astăzi amândoi de mână, așa etern vom sta noi cu el sărbătorind, închinându-ne și bucurându-ne. Cu el de mână, cu prealesul inimilor noastre. Dumnezeu să vă binecuvinteze.